Magia Crăciunului a fost darul oferit de către Colegiul de Artă George Apostu în prag de sărbători băcăuanilor. De la cel mai mic până la cel mai mare au fost așteptați toți să vină joi 15 decembrie de la ora 17 la Teatrul de Vară Radu Berigan. Preț de câteva ore, publicul a avut parte de un spectacol extraordinar, Magia Crăciunului, susținut de elevii Colegiului Național de Artă George Apostu. Publicul a aplaudat recitalurile de colinde din repertoriul românesc și internațional susținut de elevii Colegiului de Artă, precum și momentele de muzică clasică, folclor, muzică ușoară și balet. În fiecare an am pregătit un spectacol cu elevii cu mult drag și din toată inima. Toate secțiile Colegiului Național de Artă George Apostu întâmpină cu nerăbdare sărbătorile și ne bucurăm să fim alături de părinți, bunici, de prieteni, frați și surori. Să vestim nașterea Domnului. Iată că o manifestare cu tradiție, 13 ani, a 13-a ediție, așa cum a spus dumneavoastră, înseamnă continuitate, înseamnă tradiție deja și un eveniment nelipsit în peisajul cultural. Așa este. Fiecare secție a pregătit câteva numere reprezentative, în special cele pe care le urmăriți și în repertoriu operelor din țară, Spărgătorul de Nuci, da, Lacul Lebedelor, da, da, da. Pentru că și copiii, chiar dacă nu sunt profesioniști, trebuie să aibă această cultură, să știe în pragul sărbătorilor cum să întâmpine mai frumos în pași de dans ceea ce urmează. Un mesaj, dacă e pentru cei care ne urmăresc, pentru că vin sărbătorile, suntem mai buni, mai generoși, mai frumoși, de ce nu? Bineînțeles, la mulți ani tuturor, să avem un 2023 nemaipomenit, pentru că deja ne-am revenit în forță și vrem să mergem tot așa în continuare. La mulți ani tuturor! Bună seara! Mă bucur foarte, foarte mult că suntem împreună la cea de-a 13-a ediție a Magiei Crăciunului, un brand pentru Colegiul Național de Artă George Apostu, un spectacol care reunește în această sală, pe lângă talentații noștri copii, pregătiți de acești inimoși profesori, pe care nu întotdeauna îi vedeți pe scenă, dar a căror muncă se reflectă în ceea ce vedeți că fac acești minunați copii. Îmi face o mare bucurie să vă spun că vă considerăm pe toți cei care sunteți în sală, prietenii colegiului, prietenii noștri, că întotdeauna ne bucurăm împreună de tot ceea ce ne oferă frumoșii și talentații noștri copii.